Pacea Domnului tuturor celor ce doresc pace. Har tuturor celor ce caută îndurare. Să dea Dumnezeu vindecare tuturor celor ce au nevoie de vindecare. Să răspundă Dumnezeu cu tot ceea ce are El pregătit pentru fiecare dintre noi. Vă voi ruga în momentele care urmează să deschide Sfânta Scriptură la câteva versete care vor deschide sufletul nostru spre subiectul acestei dimineți și care subiect va continua oarecum întrebarea fundamentală, zic eu, pentru un creștin și anume Doamne, cum vei reuși Tu să pui în sufletul meu foame și sete după neprihănire? Știți că neprihănirea nu e la modă. La modă e păcatul. Dacă astăzi dorești neprihănire, ți se va întreba ce faci pe Sfântul? Uh, tu te crezi mai sfânt decât cărturarii și farisei? De unde? Și evident, sub întrebarea asta și sub presiunea populară a fără de legii sau a călcării legii lui Dumnezeu, neprihănirea devine așa un paria, un subiect care nici măcar nu mai este amintit prea mult în lumea creștină. Vorbim despre iertare, vorbim despre îngăduință, vorbim despre toleranță, chiar și pentru rău și urât, dar nu vorbim despre neprihănirea care astăzi exclude răul și urâtul și pentru că, este exclude, pentru că exclude numim exclusivism și ca urmare o împachetăm frumos și spunem nu ne trebuie astăzi în secolul 21 pentru că vrem să fim mult mai, mult mai. Deci dacă nu vrei să fii exclusivist, ești inclusivist, adică inclusiv. Nu exclusiv. Bun. Așa se întâmplă pe piața morală de astăzi, unde se vinde și se cumpără, și unde lucrurile care au fost ale lui Dumnezeu au fost vândute și s-au cumpărat lucruri care nu țin neapărat de Dumnezeu. Din cauza asta, în dimineața asta, haideți să vorbim puțin despre ce ar trebui să se întâmple în viața noastră, pentru ca sufletele noastre, care sunt atât de mult încărcate cu tot felul de lucruri, pe care Apostolul Pavel le numește gunoiul lumii acesta este expresia lui, gunoiul ăsta să fie înlocuit după un dor onest și extrem de autentic după Dumnezeu și felul lui de a fi, adică neprihănirea. În cauza asta, vă invita să deschidem în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evrei, capitolul 11, și de aici vă voi invita să cinim versetul 7 și apoi de la versetul 13 până la 16. Prin credință în noie, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa prin ea, adică prin credință, el a osândit toată lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Apoi versetul 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut, le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată clar că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, cu siguranță ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Amin. Frații mei, câteva întrebări pentru început. Când se amintește în versetul 7 că anume Noe a ajuns moștenitor al neprihănirii, vreau să vă întreb cum înțelegeți moștenitor al neprihănirii, adică a primit neprihănirea aceea sau o va primi cândva? Ce înseamnă moștenitor al neprihănirii? A fost un adevăr prezent pentru Noe în neprihănirea respectivă? Sau a fost un adevăr în viitor al lui Noe? Cum e? Deci el a moștenit în prezent lucruri care trebuiau să fie viitoare. Moștenirea aceasta, într-un mod foarte ciudat în cadrul mântuirii lui Dumnezeu, este o mutare care se întâmplă dinspre viitor spre prezent. Dumnezeu ia din lucrurile pe care le are pregătite pentru noi în plinătatea lor în viitor și le aduce spre noi. Astfel încât inversează timpul, inversează istoria, răstoarnă realitatea lumii noastre. Noi avem impresia că mergem spre Dumnezeu și în realitate Dumnezeu vine spre noi. Vine spre noi cu darurile Lui. A ajuns moștenitor al neprihănirii. Într-o vreme vreau să vă întreb. Care era vremea lui Noe? Cum definiți vremea lui Noe? Cineva spune apostazie. Denumiți -o, denumiți o cumva cu un termen biblic. Stricat. Toate gândurile. Da? Toate gândurile lor mergeau numai spre rău. Frăților, din orice gând scoteau răul, din or, nu, mai, nu mai reușeau să scoată bine. Creativitatea lor, invenția lor, puterea lor de concept sau de concepție, toate mergeau spre rău. De ce? Aveți vreo justificare? Adică, de ce să iubești urâtul? De ce să-ți faci să -ți faci o, o, un refugiu în urât și în rău? În lucruri care te distrug. De ce să faci lucrul ăsta? Ceva la nivelul minții, la nivelul uh, compasului, al busolei tale, morale, trebuie să se schimbe. Adică, în loc să-ți placă mirosul de crin, îți place mirosul de scang. Da? A zice sora. De latrină. De... de ce să se schimbe lucrurile așa? De ce arghezii trebuie să spună din bube, mucegaiuri și noroi, iscata în frumuseți și prețuri noi? De ce? Dar nu poți, mă, frate, să faci lucruri noi cu crin, cu, cu ce ți-a dat Dumnezeu care e deja frumos. De ce să scoți din ceea ce-i urât și să declari urâtul frumos și să declari răul bine? De ce? Și în timp ce vremea lui Noe se ocupa cu așa ceva, ca și vremea mea, Noe a ajuns la o experiență care nu exista în zona terestră neprihănirea. A ajuns să obțină, să i se dea neprihănirea lui Isus Hristos. Fenomenul e șocant, în același timp conține o doză de speranță extraordinară. Doza care spune, e posibil. Adică împotriva oricărei realități, împotriva mersului lumii întregi, e posibil ca cei ce trăiesc în credința în Isus Hristos să poată primi prin credință și să poată ajunge moștenitori ai neprihănirii veșnice. Este extraordinar lucrul ăsta. Apoi, textele pe care le-am citit continuă și spun uh, ne-a pus Dumnezeu înainte neprihănirea aceasta veșnică iar noi mergem în istorie ca niște... Cum mergem în istorie? Cum este uh, periplul nostru pe pământul ăsta? Ca niște străini și călători. Uh, ce e al nostru pe pământul ăsta? Călătoria. Atât. Nimic altceva decât călătoria. Și Dumnezeu mai face un lucru și anume ne pune înainte o patrie. Ce fel de patrie? Mai bună, așa este, decât tot ceea ce am găsit pe pământul acesta. Mai bună. Fraților, este o problemă de minte, este o problemă de concept să înțelegem că lucrurile pe pământul ăsta nu sunt cum trebuie, nu sunt bune. Este o problemă de necesitate. Dacă vrem să mergem înainte, atunci trebuie să înțelegem că înainte ne așteaptă o patrie unde toate căutările noastre se vor împlini. Acolo sunt de fapt căutările noastre sau acolo se împlinesc căutările noastre. Nu aici. Adică trebuie să ajungem la concluzia că este o eroare fundamentală să crezi că aici, în zona asta, îți vei putea găsi dragostea, bucuria, pacea. Nu, nu aici le vei găsi. Cu toate că aici le căutăm. Și le căutăm cu ndirjire. Dumnezeu spune nu. Este o problemă de concept să vezi patria cerească. Cât vreme este doar o teorie și învățăm despre ea, nici măcar nu putem să comunicăm, pentru că lucrurile care le pregătește Dumnezeu pentru noi sunt lucruri care, la mintea omului nu s-au suit, urechea nu le-a auzit, ochiul nu le-a văzut. În Limbajul meu n-am corespondent lingvistic la lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru mine. În lumea mea fizică nu am un corespondent fizic la metauniversul sau la pluri-universul pe care Dumnezeu l-a pus înaintea noastră. Condiționați de timp și spațiu. De materie până la urmă. Nu pot înțelege universul acesta pe care Dumnezeu l-a construit infinit dincolo de lumea materială în care sunt eu. N-am nicio idee. Dar nu lucrurile astea mă, mă, mă interesează. Mă interesează că dincolo de, de, mine există un alter ego, un alt eu al meu, fără de care nu mă voi putea simți niciodată plin. Și euul acesta este acolo, în cel din tâi Adam. Poate când vă spune nu-i corect, e cel de-al doilea Adam. Dar printr-un joc istoric veți descoperi că cel de-al doilea Adam, adică Isus Hristos, a fost de fapt cel din tâi Adam, care a fost înaintea lui Adam. Pentru că Adam, în momentul în care a fost creat aici, a fost creat după chipul celui din tâi Adam. Da? Și atunci, în împlinirea mea, nu se găsește aici. Mă căsătoresc, te căsătorești, îți găsești, îți găsești partea, os din oasele mele și carne din cartea mea, carnea mea. Și apare împlinirea aceea care o duci până la adânci bătrânețe, împlinit. Una. Și totuși, după ce ai trăit această experiență, sufletul tângește după o altă căsătorie mai înaltă, al cărui, mod, al cărui model este Căsătorie aceasta. Și după modelul acesta, încep să înțelegi că undeva este atâta fericire care te așteaptă în cealaltă realitate. Astea în, în, sunt începuturile, începuturile, eu știu, imaginii celelalte patri. Dumnezeu a zis, știi ce? V-am pus aici, în patria asta voastră, câteva săgeți indicatoare către patria cealaltă. Uitați-vă la ele. Uitați-vă la ele. Uitați-vă la căsătoria voastră. Uitați-vă la florile care vi le las. Apropo, lucruri mai puțin mai câmpenești de data aceasta. V-ați putut imagina vreodată cum a fost grădina Edenului? Noi stăm în case, cu ziduri, cu televizoare, cu sticle, cu betoane și așa mai departe. Adam l-a așezat Dumnezeu Într-o arhitectură floristică, într-o grădină. Erau și, acolo, erau și acolo camere, așa? Erau? Eu cred că erau. Dar din flori, nu știu cum. Iertați-mă, v-am spus, e mai câmpenesc. Nici măcar n-am abilitatea să-mi imaginez. Dar este cert un lucru. Că pe fiecare floare Dumnezeu scrisese pentru Adam: Te iubesc. Și pentru că erau foarte multe. Și pentru că formau o grădină, Adam și Eva erau înconjurați pur și simplu în orice moment de o patrie mai bună, în care orice orice amintea de dragostea lui Dumnezeu. Nu exista un moment de anxietate, nu exista un moment de depresie, nu exista un moment de de stai, nu mai iubește, stai că poate. Nu, nu exista. Fiecare moment era plin de te iubește, te iubește, te caută. Vă dați seama dimineața când le bătea cerul la ușă? Vă dați seama seara când îi punea cerul la culcare? Vă dați seama că erau ca niște copii și în același timp nu au evoluat și în momentul acela era la punctul maxim al evoluției lor? Vă dați seama de lucrurile astea. Avem nevoie de un exercițiu al imaginației, evident condamnat de societatea noastră. Societatea noastră vor spune că acest exercițiu al imaginației este un construct. Adică este o construcție pe care ne-o facem noi acum. Dar e pe bază de credință. Și dacă credința funcționează în felul acesta și credința nu este goală, ci se leagă de un Dumnezeu care poate să facă toate lucrurile noi, atunci lucrurile au un sens. Asta este le-a promis o patrie mai bună. Erau străini și călători și zice că le-au urat de bine de departe. Cum este uratul ăsta de bine? Cum, vi-l imaginați? Avram, Noe, Lot, eu știu, Enoch, le-au urat de bine când erau aici. Vreau să vă întreb când ați urat de bine ultima dată patriei cerești care vă așteaptă? Când i-ați făcut cu mâna? Patriei cerești. Când i-ați spus, vin? Când? Salmul 42. Îl știți. Vă voi atrage atenția asupra unui singur verset, dintr-un paragraf de trei versete. Cum dorește versetul 1? Cum dorește un cerb izvoară de apă? Așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Și acum fiți atenți. Când mă voi duce și mă voi arăta Înaintea lui Dumnezeu. Deci, ce rost are întrebarea asta aici? Când mă voi duce să mă arăt înaintea lui Dumnezeu? Nu vi se pare că este o urare de bine de departe? Dorința sufletului acestui psalmist. Doamne, când mă voi duce la tine? Vă mulțumesc pentru că în dimineața asta ați venit în locul unde Dumnezeu a promis că va fi aici. Vă mulțumesc că ați venit la el. Îți mulțumesc, vă mulțumesc că ați bătut în poarta lui. Păstrați dorul acesta. Păstrați experiența asta. Nu renunțați la ea, în ciuda tuturor lucrurilor care sunt în jur. Scepticism, relativism, pluralism, toate neologismele astea sociale care au apărut în ultima vreme și care ne inundă realitatea pe care o trăim. Țineți-vă prin credință de această, de această, realitate în care faceți cu mâna patriei lui Dumnezeu și faceți semn să se apropie și spuneți, Doamne, vreau să ne întâlnim. Și dacă tu mai întârzi, vreau să vin eu la tine. Și dacă eu nu pot să ajung la tine, vină tu la mine. Păstrați dialogul acesta. Este excelent. Acest fel de a gândi păstrează în sufletul credinciosului un singur lucru, și anume ceea ce spun fericirile în Matei, capitolul 5. Spun așa, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Ferice de cei flămânzi. Ferice de oamenii cărora le este dor. Ferice de oamenii care doresc cerul care seara se culcă cu cerul în gând și dimineața îi trezește cerul. Ferice de oamenii aceștia. Frații mei, aș dori să argumentez în dimineața asta că ăsta este felul de viață pe care Dumnezeu îl dorește. <coughs> Ca o paranteză, poate că vă gândiți și poate că vă întrebați de ce toată lumea astăzi urăște felul acesta de viață. Pentru că de o vreme încoace stăm într-un într-un război teribil împotriva acestui fel de a gândi. Felul ăsta de a gândi în care cineva dorește neprihănirea ca pe pâine și ca pe apă este condamnat în societatea mea. Este considerat rău. Deși el e bun. De ce? Textul pe care l-am citit din Evrei 11 cu versetul 7 vorbind despre noi, implică Așa, ca un colateral, faptul că viața asta de neprihănire a osândit lumea. Ca un colateral, trăirea neprihănirii pe un pământ neprihănit conduce la un proces de osândire. Cele două partide se osândesc reciproc. Adică, neprihănirea este osândită de rău și neprihănirea o de răul. Între cele două realități nu va exista niciodată. Un pact. Nu va exista nicio înțelegere. Abel, când a trăit pe pământul ăsta și a făcut ce este bine, a stârnit o reacție viscerală de eliminare în Cain. Și Cain a eliminat neprihănirea lui Abel pentru ca să își instituie un fel de viață unic și anume felul lui. Nelegiuit. Nelegiuirea nu suportă neprihănirea. Nu? Asta este realitatea. Trăim într-o zonă de conflict în care singura șansă este ca neprihănirea să devină realitate. Adică să devenim moștenitori ai neprihănirii veșnice. Dacă vorbim despre neprihănire doar ca o teorie, noi nu vom realiza nimic. Este vremea ca să trăim văzând respirând, mâncând, bând neprihănirea lui Isus Hristos. Este vremea ca Dumnezeu să pună poporului său o masă unde? În pustie. Este vremea ca Dumnezeu să hrănească poporul său cu grâul cerului sau cu pâinea celor mari. Este vremea să trăim în patria cea bună prin credință mai degrabă decât în patria aceasta prin vedere. Este vremea să se producă în, în inima și în ființa noastră acea minune extraordinară pe care numai Duhul Sfânt o poate face. Și anume să fim oameni duhovnicești, nu oameni firești. Și dacă lucrurile astea stau înaintea noastră ca un tablou de dorit, după care suspină și tângește sufletul nostru, este șansa pe care o avem. Este bucuria la care ne cheamă Dumnezeu. Este singura posibilitate de a trăi o viață frumoasă pe pământul acesta, în Isus Hristos. Și acum, dacă v-am câștigat pentru subiectul acesta, în câteva minute doar, haideți să trecem la lucruri frumoase pe care ni le oferă Isus Hristos. În Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu 11. Am amintit și aseară. Ucenicii văd cum un nor alb îl ia pe Domnul Iisus Hristos din mijlocul lor, îl ridică la cer, iar ei rămân cu ochii ațintiți spre cer. Și un înger a venit la el și a spus, bărbați galileeni, ce cu voi? Nu v-am văzut admirând cerul așa niciodată. De ce ați rămas cu ochii bătuți în cuie de bolta cerului? De ce ați rămas cu ochii pironiți spre cer? Probabil că este reflexul care ar trebui să însoțească poporul lui Dumnezeu întotdeauna, dar mai ales în zilele noastre. Când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați ochii. Același, același reflex. De ce au rămas cu ochii în displejări? Puteți să mă ajutați? Poftiți? Domnul Iisus plecase. Mulțumesc. De ce au rămas? Aveam încredere în el. Mulțumesc. De ce au rămas? Frații mei, în Daniel, capitolul 9, se promite, face Dumnezeu promisiunea asta, că undeva, după 70 de săptămâni de ani, 70 de săptămâni de ani, Va veni încetarea fără de legilor, ispășirea păcatelor, sunt la versetul 24. Deci 9 cu 24. Încetarea fără de legilor, ispășirea, ispășirea păcatelor, ispășirea nelegiuirii și zice a, aici va veni neprihănirea veșnică până la, venirea, până la aducerea neprihănirii veșnice. În cea de-a de șaptezecea săptămână, a avut loc această viziune extraordinară. La jumătatea săptămânii. Ucenicii văzuseră neprihănirea. Și când Domnul Iisus Hristos a fost luat dintre ei, s-a luat dintre ei cea mai frumoasă imagine a vreunei vieți trăite pe pământul ăsta. Repet, văzuseră neprihănirea în toată frumusețea ei, în toată strălucirea ei și au rămas cu ochii pironți. Așteptând neprihănirea ca fiind o patrie mai bună, ca fiind ceva extraordinar, au rămas, au rămas acolo. Dacă noi nu vom vedea neprihănirea lui Isus Hristos, în Isus Hristos noi nu vom înțelege neprihănirea. Noi vom credea că neprihănirea este ceva străin, ceva auster, ceva impus, ceva dur. O vom accepta cu mintea, o vom respinge cu emoțiile. Va fi o luptă extraordinară până când, până când vom vedea neprihănirea în Isus Hristos, neprihănirea lui Hristos, neprihănirea cristică. Până când nu vom vedea neprihănirea mergând printre noi, neprihănirea vindecând, tămăduind bolile noastre, aducând bucurie sufletelor noastre. Până când nu vom vedea că copiii noștri aleargă la neprihănirea asta, fug la ea, o îmbrățișează, le place să stea în brațele ei. Neprihănirea asta este plăcută, spre deosebire de neprihănirea pe care o prezentăm noi lumii, de care lumea parcă n-are nevoie. Repet, au rămas cu ochii ațintiți spre cer, pentru că văzuseră o neprihănire frumoasă. O neprihănire de care aveau nevoie o patrie mai bună. Avem probleme cu concepția. Nu, ne place neprihănirea, dar știți, nu ne place neprihănirea prea neprihănită. Nu, ne place neprihănirea în anumite zone avantajoase, dar care să ne permită libertatea proprie în zonele care nu ne avantajează. Cu alte cuvinte, ne convine, dar chiar ne convine nepricănire 50%. Vă spuneam, mi-a rămas în memorie și probabil că sunt plictisitor reamintind ceea ce Dostoevski spunea la un moment dat în frații Caramazov, marele închizitor, spune ne vor iubi oamenii, ne vor iubi pentru că le-am dat voie să păcătuiască. Și când îți dau voie să păcătuiești, oamenii au impresia că iubești. Îți dau voie să păcătuiești. Hai, treacă de la mine. Deci, păi, te iubesc. A, reflexul ăsta că ne place o travă și că cineva dacă ne dă voie să luăm o travă ne iubește, reflexul ăsta este extrem, este extrem de primejdios. Pentru că s-ar putea întâmpla să murim pe capete din dragoste că credem că suntem iubiți. Cam asta e. Ei, în timp ce ne place neprihănirea aia nu prea neprihănită, sau o aminteam noi în studiile trecute, ne place o neprihănire păcătoasă, nu, ne place neprihănirea păcătoasă, Iisus Hristos spune așa, dacă neprihănirea voastră nu va întrece sau nu va fi mai neprihănită decât neprihănirea cărturarilor și a faliseilor. Deci o neprihănire mai neprihănită decât orice neprihănire. Cu alte cuvinte, o neprihănire imposibilă. O neprihănire imposibilă. N-ai de unde să o iei. Și zice Iisus Hristos, v-am pregătit-o eu. Ăsta este darul pe care vi-l dau eu. Veți fi atât de drepți, veți fi atât de neprihăniți încât nimeni, nimeni în tot universul nu va găsi o pată sau o zbârcitură sau ceva în caracterul vostru. Nu va găsi nimic. Oricât ar căuta îngerii, demonii, satan, lumea, nu va găsi nimic de condamnat în tine. Asta este neprihănirea pe care ți-o dau eu. Așa te voi face eu. Wow! Dar e posibil, Doamne, că nu e posibil. Păi l-au, iertați-mă, dar l-au căutat pe Daniel peste tot. În acte, la birou, acasă. Și n-au găsit nimic de care să-l învinuiască decât de faptul că era prea credincios. Atât. Același lucru se va întâmpla și cu tine. Te va învinui toată lumea și nu va găsi nimic. Decât în momentul în care vei fi Ziceți, prea neprihănit. Păi, prea ne e enervant e de neprihănit. Și firea veche se va enerva datorită neprihănirii pe care o ai tu. Firea veche va răspunde negativ, pentru că firea veche, așa este, se simte condamnată. Lumea întreagă s-a simțit condamnată de neprihănirea lui Noe. O lume întreagă se simte condamnată de un om neprihănit care e în mijlocul lor. Cain s-a simțit condamnat de faptul că Abel a adus o, o, o jerfă, cum? Mai bună. Cum poate să aducă cineva o jerfă mai bună? Nu! Toată lumea să fie mediocră. Toată lumea să nu aducă jerfe bune. Toată lumea să trăiască în păcat. Toată lumea să trăiască cu greșeli. Asta este regula de astăzi. Ținuta în care trebuie să trăim azi. N-ai voie să fii neprihănit. Și dacă vei fi neprihănit, și dacă vei ține la neprihănire, și dacă vei fi prea credincios, Seamănă sfidare. Așa au trăit credincioșii lui Dumnezeu. Sub logica asta, ascultați voi sau spuneți voi dacă este drept să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Și sub logica aceasta au sfidat sau au condamnat lumea. Lumea s-a simțit condamnată, sfidată și s-a întors împotriva lor. Se va întoarce și împotriva ta, dacă vei fi credincios. Credincios cui? Dacă, dacă suntem singuri în universul ăsta, credința e o mare problemă. Dacă suntem cu Isus Hristos, credința e un mare avantaj. Când e singur, ți se pare că credința e un dezavantaj în sensul că te, îți îndepărtează toți prietenii de jur face lumea să fie vrăjmași împotriva ta. Dacă ești cu Isus Hristos, poți să fie împotriva ta oricâți, pentru că vei descoperi că mai mulți sunt cu tine decât cu ei. Nu vei fi niciodată singur. Niciodată. E o problemă cu neprihănirea asta. Când ești fără Isus Hristos. E o mare har această neprihănire când ești în El. Um, au rămas cu ochii atinti spre cer, ucenicii. Reflexul ăsta este reflexul din totdeauna al credinciosului, care așteaptă o patrie mai bună. Um, auziți, Moise, în Evrei, capitolul 11, sunt tot acolo. Uh, capitolul ăsta extraordinar. Zice, Moise, versetul 27 a părăsit Egiptul fără să se teamă de nimeni, inclusiv de împărat, pentru că a rămas neclintit, neclintit, fără să șovăie, ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Dragii mei, credința, repet, nu este o problemă de părere. A ieșit pe hârtie, știți că geometria în antichitate se spunea că este știința zeilor, pentru că prin geometrie, poți să cucerești spațiu. Adică desenezi pe hârtie un lucru și pe urmă îl expui la scară și dacă ai desenat pe o hârtie de, eu știu, 20 de centimetri pe 10 centimetri o anumită schemă, poți să desenezi acolo și universul. Și ei spunea, uite, asta e concepția universală. Prin geometrie tu îți imaginezi universul. Credința nu e numai așa. Credința nu este o problemă de calcul. Credința este o problemă de întâlnire. Te-ai întâlnit cu Dumnezeu, l-ai văzut pe Dumnezeu în rugăciune, l-ai văzut pe Dumnezeu în cuvântul lui, l-ai văzut pe Dumnezeu în viața ta, în experiența ta. Este o problemă reală. Eu spunea la un moment dat, până acum am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Moise a rămas neclintit datorită faptului că el avea un motiv. Îl văzuse pe cel nevăzut. A avut loc între el și Dumnezeu, a avut loc o întâlnire. Stau și mă gândesc când. Pentru că toată, toată, tot experimentul îmi spune că a avut se loc înainte, înainte de a părăsi Egiptul. Înainte de a părăsi Egiptul, văzuse pe cel nevăzut. Și faptul că îl văzuse l-a ajutat să părăsească Egiptul. Când, frații mei? Înainte de rug, când se întâlnise Moise cu Dumnezeu? Avem impresia deseori că întâlnirea cu Dumnezeu este un miracol, un rug arzând. Dar se pare că Dumnezeu are și alte mijloace. Moise se întâlnise cu Dumnezeu înainte de rug. Nu arsese nimic. Și singurul loc unde Spiritul Profetic vorbește despre o posibilă întâlnire a lui Moise cu Dumnezeu a fost acasă, unde? Acasă unde? Iochebet. La Iochebet. Ce casă o fi avut Iochebet printre colibele alea de pământ ale izraeliților? Ca să-l faci acolo ca un copil să-l vadă pe Dumnezeu. Extraordinar. Și să-l vadă pe Dumnezeu în așa fel încât lucrul ăsta să-l urmărească o viață întreagă. Nu rugul l-a făcut pe moise să decidă să fie creștini să se pocăiască, ci ceea ce s-a întâmplat în colibă la Iochebet. Rugul a fost după pocăință. Rugul a fost după ce Moise a plâns, după ce a fost sărac în duh, după ce a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Când a început să dorească neprihănirea cu adevărat, atunci a întâlnit rugul. Dar toate celelalte lucruri s-au bazat pe ceea ce se întâmplase în coliba lui Iochebet, în brațele mamei sale, în rugăciunile cu mama sa. Nu, nu ne socotiți aceste posibilități care Dumnezeu le pune înainte. Așa vom tânji după neprihănire. Abia atunci vom înțelege că neprihănirea e pâine și este apă pentru noi și e ceva frumos pentru a fi trăit, nu pentru a fi discutat. 2. Ștefan. Faptele Apostolilor, capitolul 7, 55. O, Doamne! Una dintre cele mai frumoase imagini ale Bisericii Creștine. Pentru prima dată, pentru prima dată avem ceva ceresc în această realitate. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, le-a spus și celorlalți, n-a ținut pentru sine, admirând cerul, le-a spus celor ce nu vedeau, celor ce stăteau acolo cu pietroaie în mâini, celor ce erau cuprinși de ură, le-a spus, stai să vedeți, ce văd eu. Eu nu vă văd pe voi, nu văd îndârjirea voastră. Eu văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. O! Oh. Se mai întâmplase cu Ștefan ca în Sinedriu, fața lui să devină ca o față de înger. Se cobora cerul peste oameni. Deveneau oamenii moștenitori a acelei neprihăniri veșnice. Și lucrul ăsta, lucrul ăsta cucerea lumea. Lucrul ăsta făcea ca biserica să devină o forță. Duhul ăsta făcea ca biserica să aibă în interiorul ei împărăția lui Dumnezeu. Vă imaginați despre ce vorbeau oamenii ăștia o săptămână întreagă? Dacă ar fi văzut, dacă odată ați vedea fața unui înger, cât timp ați vorbit despre lucrul ăsta? De ce în timpul săptămânii nu vorbim nimic despre lucruri cerești? De ce în telefoanele noastre vorbim despre roșii, gogonele, zacuscă și floricele? De ce? Nu lipsește fața de înger? Nu lipsește moștenirea aceea de neprihăniri? Nu lipsește coborârea lui Dumnezeu? Nu ne lipsește, fraților? Haideți să mijlocim pentru asta! Dacă veți flămânzi și dacă veți înceta după neprihănire veți fi săturați. Veți fi săturați. Are cerul, are cerul neprihănire din belșug. Iisus Hristos a, a, a făcut provizii de neprihănire la cruce infinite. Atât de multă neprihănire este încât să fie mântuiți toți oamenii. Toți să fie mântuiți. Niciunul să nu piară. Ci toți să aibă intrare în neprihănirea lui Dumnezeu. Ștefan, Pavel, Apostolul spune: Am socotit toate lucrurile care sunt în lumea aceasta ca un gunoi. Filipeni, capitolul 3. Auzit ce spune el, repede de tot. Filipeni 3. De la versetul 9. Nu vreau altceva decât să fiu găsit în el, nu cu o neprihănire a mea, din aia 50%, nu neprihănire păcătoasă, nu vreau așa ceva pe care mi-o dă legea, ceea aceea care se capătă prin credința în Isus Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință este darul lui Dumnezeu. Acel lucru imposibil, mai de preț decât tot ceea ce au putut să construiască toți oamenii care și au dat trupul să fie ars, dar fără dragoste. Au vorbit în limbi, dar fără dragoste. Au prorocit, dar fără dragoste. Au creat și ei capodoperele lor de neprihănire. Și Pavel spune, n-am nevoie de așa ceva, am nevoie de un singur lucru, de acea neprihănire mai neprihănită decât toată neprihănirea oamenilor. Pavel nu merge spre în jos, Pavel merge spre în sus și Pavel spune, absolut, vreau de la Dumnezeu, absolutul lui Dumnezeu. Fazi mei, Luther spunea, Că el s-a ridicat împotriva catolice nu pentru că cerea prea mult de la oameni, ci pentru că cerea prea puțin. Stăm înaintea unui Dumnezeu în așa fel încât să-l lăsăm să ceară de la noi totul, pentru că ne-a dat totul. Nimic nu dăm de la noi. Tot ceea ce dăm ne-a fost dat. Și cu cât dăm mai mult, Dumnezeu ne va da mai mult. Pentru că Dumnezeu ne-a dat totul. Ăsta este Pavel. Același lucru. Și el, străin și călător, și el face cu mâna neprihănirii de departe, dar ajunge să fie moștenitor al acestei neprihăniri când zice, și vreau să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, părtășia suferințelor lui, să mă fac asemenea cu moartea lui. Nu uitați, Pavel a fost singurul apostol care nu a participat la moartea Domnului Isus Hristos din punct de vedere al prezenței lui fizice acolo. Și el spune: N-am fost acolo? Bun. Vreau să mor ca el. Vreau să mor cu el. Vreau să trăiesc împreună cu el. Îmi lipsesc lucrurile acelea. Sunt apostol pentru faptul că mă identific cu el. Cum vă explicați că Petru, în momentul în care este condamnat la moarte, zice: Cu cap în jos. Puneți-mă cu cap în jos. Nu le era frică de moarte? De ce n-a zis, vă rog frumos, cuie mai mici? De ce n-a zis, vă rog frumos, anestezie înainte? De ce n-a zis, nu se poate altfel? De ce a zis, nu, capul jos? De ce Pavel spune să ajung să cunosc o părtășie a suferințelor lui? Să mă fac asemenea cu moartea lui. Nu e sadism. văzuse neprihănirea lui Isus Hristos și ajunsese la convingerea că nimic, dar absolut nimic, nu se poate compara cu ea. Ai văzut-o? Asta e întrebarea. Sau doar ai auzit vorbindu-se despre ea? Ai trăit-o? Iata sau nu? Voi încheia într-un minut. Vreau doar să vă aduc aminte de Ioan pe insula Padmos. Pe insula Padmos, Ioan este acela care își încheie sau teoretic se aștepta la, înche la încheierea misiunii sale. Acolo, pe insula Padmos, vede încă o dată pe cel după care își pironise ochii în momentul când se înalțase în slavă. Și îl vede în santuarul ceresc. Îl vede în slavă. Îl vede în strălucire. Îl văzuse pe cruce. Îl văzuse chinuit, scuipat, bajocorit. Îl vede acum îmbrăcat în strălucire. Mergând printre sfeșnicele universului. Mergând și călcând într-o într ținută imposibil de imaginat. Stăpân peste Univers, îl vede așa. Și îl vede ținând în mâna lui. Biserica, adică pe El, pe Ioan, în mâna lui. În timp ce era pe Insulă, era în mâna lui Dumnezeu. În timp ce era, în timp ce era singur, era împreună cu Iisus Hristos. Dragii mei, asta înseamnă foamea după neprihănire? Ca după pâine? Și însetarea după neprihănire? Ca după apă? Amin.